Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate noi locuri de muncă. Începând de astăzi, 147 de locuri de muncă sunt disponibile. Peste 2000 de persoane au fost încadrate în muncă de la începutul anului. 147 de locuri de muncă sunt disponibile începând de astăzi. Diferite domenii de muncă îi așteaptă pe mehedințenii interesați să-și găsească locul de muncă potrivit. La data de 30 octombrie, în evidența JOFM Mehedinți, avem un număr de locuri vacante de 147 în următoarele meserii. Administrator imobile 3 posturi, barman 2 posturi, conducător auto 7 posturi, dispecer 7 posturi, dulgher 5 posturi, electrician auto 1 post, fierar 5 posturi, finisor 5 posturi, femeie de servici 3 posturi, inginer construcții 2 posturi, instalator gaz 3 posturi, instalator 3 posturi, lăcătuș mecanic 5 posturi, lăcătuș construcții navale 4 posturi, măcelar 1 post, mecanic auto 4 posturi, manipulant mărfuri 6 posturi, muncitor preparare lemn 2 posturi, muncitor necalificat 1 post, mașinist ifronist 1 post, mașinist podrulant 2 posturi, muncitor necalificat în diverse domenii avem un total de 20 de posturi vacante, operator confecționer industrial 1 post, operator sudor 5 posturi, ospătar 4 posturi, operator sudor flux 5 posturi, operator tăiere 2 posturi, operator robot sudură 5 posturi, sablator 1 post, sudori avem un număr de 11 posturi vacante, schelar 6 posturi, spălător auto 1 post, stivuiturist 2 posturi, tâmplar universal 1 post, tubulator naval 1 post, tehnician proiectant 1 post, vopsitor lemn 1 post, vopsitor industrial 3 posturi și zidar 5 posturi vacante. Locurile de muncă sunt diversificate, fiind suficient de multe și pentru muncitorii necalificați. Aceste oferte sunt afișate la vizierul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți. De la începutul anului, 2388 de persoane au fost încadrate în muncă prin intermediul AJOFM, dintre care 967 femei. Ceea ce este favorabil este faptul că nu contează nivelul de instruire, deoarece 585 de persoane doar cu studii gimnaziale au fost încadrate în câmpul muncii.